Brandan a dat golul fabulos de 3 puncte cu Botoșanul, dar tot nu a scăpat de cartonaș. Tudor i-a dat galben într-un moment în care a avut senzația că argentinianul nu a lăsat la timp mingea adversarului. Fotbalistul a ținut să-i transmită arbitrului un mesaj. Când lăsăm mingea să se bată normal un fundaș, dar Tudor este așa. El face ce vrea pe teren. Dar ultima dată a venit unul și m-a dat roșu pentru că el a crescut așa, acum mi-a dat galben pentru că așa sunt de ei. Ei vrei să ieși în evidență tot timpul și greșește foarte mult pentru că noi muncim pentru echipa și acum am pierdut un meci foarte important pentru noi care trebuie să câștigăm neapărat, să continuăm așa cum suntem. Cârțu a reacționat în stilul caracteristic atunci când a auzit că Burleanu a pus 4 antrenori la Națională, dublu ca la Craiova. De 2 ori o să meargă mai bine decât noi. Noi suntem 2, aia sunt 4. Da, dar ei au 3 ce? Sau 4 antrenori secunși. Știu, dom'le, ce sunt, dacă ei sunt 4, fac de 2 ori mai mult decât noi. Ai văzut, avem câte puncte am făcut? 17 puncte, o să facă 34. Cu Cârțu și Săndoi pe banca tehnică, CSU a obținut 17 puncte din 21 posibile.